La noapte, vremea va fi geroasă în cea mai mare parte a țării, iar intensificările de vânt vor accentua senzația de frig. Cerul va fi noros și va ninge local abundent în jumătatea de sud a teritoriului, unde se va depune strat consistent de zăpadă, iar în rest, pe arii mai restrânse, îndeosebi în a doua parte a nopții. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări susținute în regiunile sudice și sud-estice și pe crestele montane, unde vor fi rafale de 55-65 de km pe oră și local de peste 70 de km pe oră în Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei, viscolind ninsoarea, spulberând zăpada și determinând scăderea vizibilității sub 50 de metri. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 18 și minus 8 grade, cu valori mai scăzute în nordul Moldovei și estul Transilvaniei, dar mai ridicate pe litoral. Mâine valul de frig va persista în cea mai mare parte a țării, va fi ger dimineața, iar în Moldova și în estul Transilvaniei și pe parcursul zilei. Cerul va avea înnorări și va ninge pe arii relativ extinse. Ninsorile vor fi intense în primele ore ale intervalului în sud-estul teritoriului, unde vântul va continua să prezinte intensificări cu viteze la rafală de până la 55-60 de km pe oră și trecător de peste 70 de km pe oră, viscolind și spulberând zăpada. Temperaturile maxime se vor încadra între minus 13 și minus 2 grade. Pe adâncimea de sol 0-100 de centimetri, rezerva de umiditate în cultura grâului de toamnă se va încadra în limite satisfăcătoare, apropiată de optim și optime în majoritatea zonelor de cultură. Izolat în nordul și nord-estul Moldovei, precum și în centrul Dobrogei, se vor înregistra deficite de apă în sol. Ca urmare, speciile de rapiță, orz și grâu de toamnă, precum și cele pomiviticole, se vor afla în stare de repaus biologic în toate zonele de cultură. Totodată, temperaturile minime din aer și sol scăzute din intervalele cele mai reci, situate sub pragurile biologice critice de rezistență a plantelor, precum și absența stratului protector de zăpadă sau unui strat superficial, vor determina îngălbenirea și uscarea frunzelor bazale, precum și brunificarea vârfului acestora, îndeosebi în culturile înființate tardiv. Cerealierele de toamnă se vor afla în fazele de răsărire, formarea frunzei a treia și înfrățire, cu o stare de vegetație a plantelor, în general bună și medie. Cultura de rapiță își va continua înfrunzirea la nivelul întregii țări, uniformitatea și vigurozitatea fiind pe ansamblu medie și slabă. Speciile pomiviticole vor parcurge starea de repaus vegetativ în toate plantațiile, în condițiile agrometeorologice menționate. Lucrările agricole specifice acestei perioade se vor desfășura cu dificultate. Continuarea efectuării controlului biologic pentru determinarea vigurozității plantelor la speciile de toamnă, precum și a evoluției mugurilor de rod la pomii fructiferi și vița de vie.